Era o noapte rece, umedă și infectă de iarnă când am ajuns. Rezervasem o cameră la un motel, undeva pe autostrada I-59, deoarece eram obosit în călătoria mea spre Atlanta pentru a vizita niște rude. Am condus aproximativ 500 de kilometri înainte de a mă odihni pentru prima dată și am crezut că am avut noroc rezervat unei camere în acest motel, deoarece era atât de ieftin, pentru un check-in de ultim moment și, din poze cel puțin, arăta să nu fie genul de motel cu drogați și șobolani la pachet. Dar am descoperit curând cât de mult m-am înșelat. La sosirea mea, recepționerul s-a uitat la mine, de parcă nu eram om, și mi-a înmânat cheia și un bilet după o scurtă conversație. M-am îndreptat spre camera mea, uitându-mă la motel, și am văzut că arăta de parcă nu fusese renovat de ani de zile. Pereții erau putreziți, ferestrele sparte și jgeaburile pline de frunze. Mirosul era aproape insuportabil. Dar la ce te poți aștepta pentru un loc atât de ieftin? Am înghițit în sec pentru că nu credeam că o să fie chiar atât de rău. După câteva minute de mers pe jos, mi-am găsit camera și m-am băgat cheia înăuntru doar pentru a o găsi descuiată. Am deschis cu prudență ușa plină de mizerie și am strigat E cineva aici?" Niciun răspuns. Am făcut un pas înainte și am țipat ca o fetiță când am văzut pe cineva dormind în patul meu. Am ieșit din nou afară și m-am uitat la biletul pe care îl aveam în mână, și acesta este doar un scurt rezumat la ceea ce scria înăuntru. Bine ați venit la Motelul Ridgeway. Vă rugăm să citiți acest bilet înainte de a vă caza. Vă mulțumim că ați ales Motelul Ridgeway. Această broșură conține tot ce trebuie să știți despre noi. În primul rând, avem un set de reguli pe care am dorit să le respectați în orice împrejurare. Setul de reguli este cum urmează. 1. Vă rugăm să vă păstrați camera așa cum ați găsit-o. Noi prețuim curățenia la Ridgeway. 2. Dacă veți avea orice problemă cu camera dumneavoastră, vă rugăm să contactați recepția. 3. Când intrați în camera dumneavoastră, dacă vedeți pe cineva care nu ar trebui să fie acolo, nu-l alertați și plecați imediat din cameră și contactați recepția. 4. Vă rugăm să țineți toate ferestrele și ușile încuiate în permanență, altfel nu vă putem asigura siguranța. 5. Dacă auziți bătăi la fereastră între orele 00 și 00 minute și 00 și 32 de minute, vă rugăm să vă băgați sub cea și să păstrați tăcerea pentru a nu-l alerta de prezența dumneavoastră. Când bătăile încetează, sunteți în siguranță. 6. Dacă auziți copii râzând, după ora 22, asigurați-vă că ușile și ferestrele sunt încuiate, chiar dacă tocmai ați făcut acest lucru. Copiilor le place să joace feste oaspeților. 7. Dacă luminile încep să pâlpâie, contactați recepția și păstrați tăcerea. Ei vor înțelege. 8. Când folosiți baia după ora 23, nu trageți apa, îi va supăra pe copii. 9. Când sunteți pe cale să adormiți, stingeți toate luminile și nu le aprindeți din nou. 10. Dacă auziți pe cineva în camera voastră, fugiți. Nu contează unde vă duceți, doar nu mai intrați în acea cameră. Recepția vă va pune la dispoziție o nouă cameră, iar bagajele dumneavoastră vor putea fi ridicate de la recepție începând cu ora 8 dimineața. Pentru orice alte probleme, vă rugăm să contactați personalul la partea asta, era trasată cu un marker negru. Bucurați-vă de șederea dumneavoastră, echipa motelului Ridgeway. După ce am citit broșura, am luat-o ca pe o glumă. Dar am contactat în legătură cu persoana din camera mea și mi-au spus că pot să mă întorc în siguranță. Nici măcar nu ați venit până aici, am exclamat la telefon. Dar m-a ignorat și mi-a spus încă o dată. Este sigur să intrați în camera dumneavoastră acum, domnule. Am deschis ușa și, spre surprinderea mea, nu mai era nimeni acolo. Am intrat și m-am uitat în jur, doar pentru a fi sigur. Apoi mi-am pus valiza pe podea și m-am dus să fac un duș bine meritat, fie el și murdar. După ce am terminat cu dușul, mi-am pus o pijama și m-am pregătit de culcare. Mi-am verificat telefonul, care arăta ora 21 și 43 de minute. Am încuiat ușa și ferestrele și m-am îndreptat spre patul meu, scărțind podeaua cu fiecare pas. Am pus regulile pe noptieră împreună cu telefonul și m-am lăsat încet încet să adorm. Am reușit să dorm cam 30 de minute bune înainte de a fi trezit de sunetul unor chicote slabe care veneau din jurul meu și mi-a luat telefonul pentru a mă lumina. S-a aprins. Ceasul arăta 22 și 39 de minute. Mi-am amintit regulile și le-am citit rapid. Regula 6. Dacă auziți copii râzând după ora 22, asigurați-vă că ușile și ferestrele sunt închise. Chiar dacă tocmai ați făcut acest lucru, le place să joace feste oaspeților. Am simțit cu minim amtresare. Dacă regulile sunt adevărate," mi-a spus cu vocea tremurândă. Întotdeauna fusesem semn adept supranaturalului, dar nu credeam cu tărie în el. M-am gândit să-mi fac pe plac și să verific ușa. Deschisă. Poate că e doar încuietoarea defectă," mi-am zis. După ce am încuiat-o din nou, nevrând să cred că regulile erau reale și nu doar o glumă, m-am îndreptat spre ferestre și am verificat fiecare încuietoare. Erau la fel de blocate Am jurat că le-am încoiat înainte M-am gândit Le-am încoiat din nou și m-am întors în pat Fără să pot dormi Am stat acolo timp de o oră și treizeci de minute Doar răsfoind rețelele de socializare Când au început bătăile amintindu mi de regula care mi-a ieșit cel mai mult în evidență M-am băgat sub cearceafuri Mi-am închis telefonul și am stat acolo în tăcere Până când bătăile au dispărut încet când am văzut că au încetat, am aruncat o privire de sub pătură, încercând să nu fiu prins când am văzut o siluetă nefidez de mare, îndreptându-se de fereastra mea, cu brațele îndoite în moduri care nu ar trebui să fie posibile, când deodată s-a oprit și s-a arcuit pe spate și s-a uitat la mine cu un zâmbet de la o ureche la o ureche și apoi a plecat. Am stat acolo în tăcere pentru ceea ce mi s-ar fi părut a fi ani de zile și am adormit într-un final. Am reușit cumva să dorm tot restul nopții și am fost trezit de briza rece care intra în camera mea. Ușile și ferestrele mele erau larg deschise. Scriu asta nu pentru a vă speria, ci pentru a vă avertiza. Ceva m-a urmărit de la acel motel și încă mă urmărește. Nu știu cât mai am de trăit, dar nu vă apropiați de motelul rigi... Scrisul se întrerupe aici... Am găsit această scrisoare pe marginea unui drum care duce pe autostrada I-20. Mă duc să văd dacă este reală, scriu asta din camera 23 al motelului Ridgeway. O să vă dau o actualizare mâine. Noapte bună!